cu desfințarea. Uite, poate legea, legislația nu permite desfințarea. E prea târziu, e desfințarea. Dar, până la una alta, trebuie să remarcăm că această înființare s-a făcut pentru că, domnule, nu putem să șubrezim guvernarea. Pentru că ei s-ar fi atacat unii pe alții cu tare în timpul acestei campanii la locale și a zis, domnule, mai bine decât să se atace, să rămână guvernul cursiv, să nu se atace. Și văd domnul Zamfir și mă uit, domnul Roman, un domn foarte disciplinat, un domn foarte supus politicii liberale din România, PNL-ului românesc. PNL-ul românesc e foarte supus, domnul Roman. Și mă uit și nu vine să cred. Și l-ascult la o lansare de candidat, cred că la Dâmbovița. Cuvinte injurioase la adresa partenerilor de guvernare. Nu mi-a venit să cred, mi-a crepat o bară de rușine. Să-l ascultăm, domnul Roman. Să-l ascultăm pe domnul Roman, că nu l-am mai ascultat de mult. Nici măcar auzit. Domnul Roman, partenerul de guvernare al Partidului Social Democrat. Ia ascultați. PSD-ul face ce a făcut dintotdeauna. De asta mie îmi place să spun că noul PSD e de fapt vechiul PSD. Aceleași metehne, aceleași obiceiuri, aceleași lucruri urâte, amenințări, șantaj, mizerie. Și spuneți-le oamenilor adevărul, aveți curaj. Eu dacă eram în locul lui Virgil, nu făceam această întâlnire aici. Nu ne dați sala, ieșim în stradă, mergem la primărie, mergem la Consiliul Județean, mergem pe fiecare stradă să vă arătăm că noi suntem oameni demni și nu ne este frică niciodată de voi. Asta trebuie să facem, să ieșim în stradă, să le cântăm toată ziua, la uși, la porți și să le spunem, asta vreți să faceți voi din România? Oamenii ăștia nu pot conduce o țară prin frică și prin teroare. Domnul Zafiu, uitați ce văd eu aici. Vă spun ce văd, nu mă ascund. Ziceți. Votați PNL-ul dacă vreți să vă scape de această ciumă roșie care este Partidul Social Democrat. Votați PNL-ul, mergeți pe mâna domnului Roman ca să vă scape de acești nemernici PSD-iști. Votați-l, domnul Roman, PNL-ul românesc, votați. Domnul Zafir, a luat-o, domne, a început. Chiar a luat-o, văd, la capăt. M-am uitat pe calendar, zic, bă, în ce an e asta? E perioada aia anului când PSD e ciuma roșie. Da? Deci, am ascultat și eu declarațiile astea ale domnului Roman. După aia am intrat pe presa asta de limbă străină. Da. Zic, bă, s-o fi terminat dracu războiul din Ucraina. Nu mai avem nevoie de stabilitate. Nu mai avem stabilitate. M-am uitat acolo, tot nasole. Nu. Sigur, trimit americanii niște zeci de miliarde, rezolvat, da. Dar tot nu s-a rezolvat. Nu. Probabil i-a liniștit Congresul american când a spus, da, domnule, lăsați că dăm și noi un bănuț acolo în Ucraina. Și a zis, păi dacă trimit și americanii bani... Li s-au culcat pe ureche? Haideți că nu mai avem nevoie și de stabilitate în România. Deci devine ciuma roșie din nou? Păi ce facem, mă, fără stabilitate cu un război la graniță? Cu extremiștii ce facem? Ce facem cu extremiștii? Pe bravo, da? Extremist. Sau și mulțit extremiștii. Că ai văzut că a născut doamna Simion. Da, da, da. Să-i trăiască, are un băiețel, sigur. Să-l, da, da. Se bucure de el. Dar asta înseamnă că, na, ai înțeles, totuși. Da. În procent, în schimb, am văzut că nu e mare nebunie cu extremiștii. Sunt atât de șmecheri extremiștii că în capitală, Adrian Enache, sau cum îl cheamă, Marian Enache, cum îl cheamă pe candidatul de la primăria general, nu și-a pus sigla partidului pe fluturași. E prea șmecher să se lege de un partid cu numele. Că au rugat, a rugat. Nu-mi puneți aur, că... Nu-mi puneți aur, că mă compromit. Eu am un brand, lumea mă cunoaște ca un specialist. Cineva, domnul Enache, da. Mă rog, exact. Da, ia uși că l-ar chema Mihai. Părerile sunt împărțite. Da. Deci, domnul Uzeanu, probabil unde vorbea domnul Roman... Dâmbovița. În Dâmbovița nu e nevoie, deci, de stabilitate. Dâmbovița e tot și aproape de București. Da, da, e departe de Ucraina. Nu e nevoie de atât de multă stabilitate, că războiul nu e chiar la graniță. Războiul nu... În Dâmbovița doar dacă mai atacă turcii, ca pe vremea lui Vlad Țepeș, și să se retragă acolo în Târgoviște, să-și vadă de treabă. Altfel nu se riscă. Scurte recapitulări. Deci oamenii ăștia... Sau unei capitulări. Recapitulări. Da. Oamenii ăștia s-au adunat... Capitulări am văzut deja în politică. De exemplu, o capitulare am văzut la PNL. Dacă dorești tu să faci o recapitulare, e dreptul tău. Deci rămânem pe recapitulare. Oamenii ăștia s-au adunat din cauza pericolului extremist. Am văzut că pericolul extremist își propune un candidat care nu deranjează cu absolut nimic, 5% cu indulgență. După aia zic, da, domnule, dar ne-am fi certat în această campanie electorală la locale, acolo ne-am fi certat și noi avem nevoie să guvernăm în continuare, sigur, trebuie să facem, să trecem și atunci asigur că am făcut aceste alianțe la sectoare, la capitală nu, la sectoare în schimb. Și zic, păi da, stai-mă un pic, dar la capitală nu o să vă certați acolo când o să vină doamna Firea, domnul Burduș, nu. Nu, constructiv, o va fi pe proiecte, pe cutare. Și parcă vă la finalul alegerilor, când o să fie domnul Burdujea foarte în spate, da, dar fix în ceafa doamnei Firea,
Cum, nu, doamne, te uita așa la cum, doamne, adică să fie. Doamna Firea va fi pe locul X, iar domnul... Deci pe locul 3, ca să fie Burduja în spatele doamnei Firea, deci să fie pe locul 3. Deci bilone pe 2? Nu știu. Da? Da? Bun.